Hristos a înviat! Lia, Hristos a înviat! Începem un nou vlog și am adus eu... Da, nu scoate o ușorul! Am adus grâu acesta aici, la bucătărie, dar ce credeți? Lia... Lia, păpădia! Nu rupe grăușorul, Lia! Ai, 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 cred că o să-l duc înapoi. Așa e mai bine? E mai bine fără? Nu ți-l dau. Nu ți-l dau. Nu. Nu. Mănâncă portocală. Nu vrei? Vreau să începem vlogul săptămânal prin a vă arăta ce produse am comandat de la Greenway. Așa, eu am profitat de reduceri și mi-am cumpărat o pastă Mystic pentru că nu mai am și un disc Involver. Cel pe care l-am îl voi folosi doar la bucătărie, iar acesta la curățenia prin casă. Și văd că aici Alina mi-a pus, ce e acesta? Deodorant, wow! Și un șervețel pentru îndepărtarea machiajului. Le voi testa neapărat. Chiar sunt curioasă de ele. Vai de mine! Ce cadou frumos! Mulțumesc, Alina! Știu că te uiți la vloguri și, apropo, salutări Kirei. Kira, salut! Știu că și tu ești urmăritoarea noastră fidelă. Iată așa. Să știți că recomand cu mare, mare drag această pastă Mystic, praful Mystic și în general, voi știți că eu sunt pur și simplu îndrăgostită de produsele de la Greenway. Dacă are mama ajutor în bucătărie, gogoniață, ea mă ajută să facem, da, să facem aladie, da? Am pus ou, bifidoc, brânză, urmează să pun un pic de sare, un pic de zahăr, atent, și făină. Și le prăjesc la foc mic. Așa, așa. Cât o hrănesc aici pe Lia, am zis să mai vorbesc un pic cu voi. Da, Liuța? Astăzi, nu cred că v-am salutat, dăm start unui nou vlog săptămânal. Aș vrea să mă țin și să filmez, să mă țin de filmat și să reușesc cumva să încheg un vlog săptămânal mai interesant, dar vedem cum reușesc. Astăzi e luni. Sergiu cu Cecilia și cu Stelian sunt plecați la biserică. Este Paștele Blajinilor. Eu de dimineață am făcut curățenie, am mai scris câte ceva. Și acum urmează să merg să spăl vesela, după care să fac ceva de mâncare. Nu știu ce, dar trebuie să mâncăm. După asta, spre seară, vrem să mergem la motocross, la o plimbare. Nu am fost de mult, tare de mult, așa că o să vă luăm cu noi. Dar azi fiind luni, mâine ar trebui să apară vlog nou. Așa că tot astăzi trebuie să reușesc să-l editez. Văd cum mă voi încadra în timp, dar încet, încet le vom face pe toate. Am terminat acest deodorant de la Echilibra. Așa, vreau să-l dau la gunoi, de aceea am zis că mai întâi să vi-l arăt și vouă. Mi-a plăcut foarte mult și folosesc genul acesta de deodorante deja de mai mulți ani pentru că sunt unicele care mi se potrivesc. Dar vă arătam că am primit de la Alina acest deodorant spray de la Greenway și pentru o bucată de vreme, o bucată de timp, voi renunța la genul acesta de deodorante și îl voi folosi pe acesta pentru că sunt foarte, foarte curioasă de efectul pe care îl are. Am auzit doar de bine despre el, însă vreau să mă conving singură, de aceea în următoarea perioadă îl voi testa și desigur voi veni cu impresii. Cecilia!
Tu ești toată în roz azi. Ochelarii Și roz. papuci. Și trotineta Și roz. ochelarii. Tu faci 24 de ore în roz, da? E, când a să vadă, acel al dainii. Nu le iei afară de la încă, n-a le ia. Când a să te vadă fietele. Ieri, prietenii mele, gemeni, au făcut 24 de ore în negru și 24 de ore în alb. Adică una Super. În negru și una în alb. Dar tu ai să fii azi în roz. Aha. Dar tu, Stelian? În sur. Fără, așa-i? Aia astea sunt... Are nicio culoare. Nebunii de la Cecilia. Hai, să fiți cu minciuri afară. Da, papa. Papa! Wow, dar tu ai învățat să mergi? Da. Oh, tu știi să conduci bicicleta, Deamu? Da. Wow! Ia uite, pune-o pe Lia, că Antonella nu poate. Hai să te văd! La deal nu prea pot. Și iară tăi petricelii. Pe cine strigi? Strigă Steli? Ba, dea! Ușurel frânează. Vină, badea! Hai! Spune badea, hai odată! Badea, badea! Ce ce? Ui, nu! Ce nu? Cum nu? Dar se ține? Da. Dar tu ți ții? Lia! Cum e să vezi lumea de sus? A? E bine? Am văzut acolo o șopârlă așa de frumoasă. Unde-i? Ia cateu. Ia cateu și de frumoasă. A, acolo-s băieții cu bicicletele. Hai, tata, hai. Spune, tata, hai. Da, atunci e imponderabilitate, știi, și este în aer. Și... Hai. Hai, Stelian. Hai. Lia, e bine? Gata, am uia badea. Lia, gata mofturile. Haide-mă acolo și să ne așezăm. Am venit în mijlocul pădurii. Iată, de acolo așa am înconjurat mult, mult, mult. Înapoi trebuie să ajungem acolo, în partea ce e casa noastră. E foarte bine, e liniște. Foarte frumos. Poate reușim să adormim pe Lia și să savurăm un pic din... Ah, ia la dânsa! Ne aventurăm noi să ridicăm dealul acela. Nu știu dacă reușim. Reușim, Stelian? Ar fi trebuit să mergem așa. Dacă eu cu Antonella am putut să-l ridicăm, pe de la cred că putem. O să putem, sigur că o să putem. Cu popasuri. Da? Da. Am văzut iar o șopârlă. Și de frumoasă. Ia să vedem, Stelian, măcar cum merge. Poate ieși de aici. Ia, încearcă să scoți. Știem? Da, mă. Aha. S-a speriat, gata, ia. Și de frumos. Gata, se vede. Da, e acolo. Se-i cal coada. Nu, gata, s-a dus. Așa, la prima vedere, nu pare abrupt, dar e foarte, foarte greu de urcat dealul. Să avem amintiri. Ui. Hristos a înviat. Astăzi este marți. Toată ziua am lucrat. Da, nanu. Da. Da. Unde mergem? La școală? S-a dus Anisia, am petrecut-o pe Antonella
Și noi mergem acum la școală după copii. Toată ziua am lucrat și nu prea am avut ce să filmez. Și iată așa, deja ieșim la plimbare în două. Dania, ieșim la plimbare, puiul. Ce ai? Floricele, da? Uite acolo cât de multe păpădii. Hai, haideam. Hai să căutăm păpădiile. Vino să-ți dau de aici. Fii atent. Frățiorul mai mare. Încetișor. Hristos a înviat. Merg acum la o întâlnire. Urmează să închei o colaborare cu un brand. Dar dacă îmi reușește, vă ofer mai multe detalii pe parcursul zilei. Gata, am fost la întâlnire. Totul e bine. O să vă arăt ce colaborare am încheiat. Este vorba de o farmacie, sau mai bine zis, o linie de produse farmaceutice, dar vă arăt acasă. Acum merg la bibliotecă, trebuie să las cărțile, însă vreau să vă arăt ce rai avem noi aici. Iată, raiul păpădiilor, foarte, foarte frumos, extraordinar. Da, cine e aici? Ce-a zis? Da, și ești tu încălțată. Da, de ce ai încălțată noi ăștia? Acolo a fost ud. Eu văd, Lia, ia, ce cerapei și cu tine. Ce? E gloada? Udă. A, e udă. Haidem acasă. Am venit acasă, am adormit-o pe Lia și hai să vă arăt repejor ce cărți am împrumutat. Cartea cu păsări, cine și ce mănâncă. Așa, Rățușca, Pisicuța și Elefantul sunt pentru Lia. Îmi plac că vin așa cartonate și au text puțin, dar imagini foarte, foarte frumoase. Iar copiilor știți voi că le plac cărțile astea colorate și pe astea, deși sunt pentru 3-6 ani, le-am împrumutat să mai citim poezii așa când mai avem timp, dar fiind așa solide, ea cumva se poate juca cu ele fără să le rupă, pentru că astea pe care le avem noi se rup foarte ușor. Dar astea, plus că vreau să fac și niște activități și avem nevoie de cărțile astea. Pentru mine voi citi în următoarele două săptămâni Margareta noastră și Eleganța Ariciului. Pentru Stelian am împrumutat Domnul Fox, Vulpoi Fantastic, Noi aventuri cu Paddington, Mă simt trist, asta le voi citi eu și vom discuta pe baza lor. Și Cecilia m-a rugat să-i împrumut cărțile astea cu însemnările unei puștoaice. Eu v-am mai spus, nu sunt de acord cu ele pentru că valorile familiei noastre sunt mai diferite decât ceea ce se promovează în aceste cărți, dar măcar așa poate o motivez sau nu știu cum să zic, să citească. Paralel cu astea, mai citește ea și din cărțile pe care îi le propun eu și cumva balansăm situația. Da, iată, am venit acasă cu un teanc de cărți, avem ce să citim și cu ce să ne ocupăm timpul. Spuneam că am încheiat o colaborare cu Vita Farm. Așa, așa că am aici câteva produse care ne sunt necesare și utile pentru Lia. Așa, Hemoglobin Family, iată așa, soluție, pentru că ea are hemoglobina foarte scăzută. Pentru Cecilia și Stelian vom face deparazitare primăvara și toamna. Este indicat să, așa, mai sunt. Sunt 5, pentru că fiind 2 copii, pentru 14 zile ne-au fost calculate.
Și avem aici BBVit soluție pentru Cecilia, vitamine, complex de vitamine. Pentru că ea mănâncă foarte, foarte rău și am zis că după deparazitare să-i dau și un complex de vitamine. Nu știu ce să zic. Eu am ales să le administrez aceste preparate, dar voi decideți fiecare ce faceți, ce le dați copiilor, ce nu le dați. Situația în familia noastră asta este. Lia mănâncă de toate, dar are hemoglobina foarte scăzută. Stelian, la fel, mănâncă de toate, dar trebuie să facem profilaxie pentru vermii intestinali. Iar Cecilia, pentru că mănâncă, vă spuneam, foarte, foarte, foarte slab, am decis să încercăm și această variantă, această metodă, să-i dau vitamine și poate cumva, cumva să îi stimulez pofta asta de mâncare. Mai, 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 la plimbare cu păpușa, da? Afară? Unde? Afară cu păpușa, da? Au! Poți, da! Poți, ești foarte bravă! Așa! Și vii în partea asta? Și aici vrei? Aha. Hai! Hai, hai! Hai, hai! Am ieșit un pic afară. Da, la terenul de joc! O pus aici copăcel și l-am grădit, da? Ai, 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 nu trebuie să-l rupim. Poți? Să te ajut? Da. Și aici păpădie, vezi? Puf de păpădie, da. Trebuie să mergem acasă să facem o activitate cu puf de păpădie. Wow, ia suflu, poți să sufli? Așa, ia mai încearcă. Reușești? Așa e mai simplu, da? Azi este joi și la prânz vreau să fac varză cu carne, așa că am tăiat aici morcovul mășcat, ceapa la fel mășcată, urmează să tai varza, adaug, iată, sos din asta de tomate primit de la mama de la Rășcani și mama de la Călmățui mi-a dat, am aici carne coaptă de miel, ea mi-a dat-o pentru kebab, dar eu o voi pune și voi face acum mâncare. Așa că, da, astăzi asta vom mânca. Mai avem supă de ieri, supă cu mazăre, însă mâncarea principală va fi asta. O venit acum copiii de la școală și ne-au adus un buchet de păpădii. Mulțumesc! Ce frumos! Surioarele i-au ieșit la plimbare. Hai mai repijor că e și întuneric. Wow, ne ducem afară, da? Astăzi e vine. Ce te-a încălțat, da? Ce te-a încălțat? Bravo, surioară, Ceci! Uța! Uța! Ne ducem la Uța? Nu? De unde? Hai! Măi, 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 ce surioare! Măi, măi, măi! Hai! La scări ne dai nie? Ia să vedem cum ai să coborâți. Una. Am aici mai multe cutii de ceai. Acesta este preferatul meu cu gust de lapte, caramelă. Aici l-am primit de la Monica și acesta de la Echilibra. Le-am pus pe toate aici. Acum și-l arăt. Iată așa. Dar Sergiu mi-a sugerat să pun înapoi chestiile astea și să le sortez. Iată așa am pus astea aici și o să le sortez pe toate. Aici e ceaiul cu aloe vera
Detox tot de la Monica l-am primit. Acum le aranjez frumos aici. Iată, așa le-am aranjat frumos. Așa, aici am ceaiul cu cacao și cum îi zicem? Am uitat. Portocală. Aici am cu aloe vera. Aici iarăși aloe vera și digestive de la Echilibra. Aici și aici ceaiurile cu lapte de la Greenway. Aici de la, tot de la Greenway, ceai verde cu mintă și levanțică. Și aici de la Echilibra, energizant. Iar aici am de la Irina din Israel, că mi-a trimis un ceai din ăla care îl pui și în ulcior sau în infuzor și așa se deschide frumos floarea. Poate o să fac într-o zi și o să vă arăt. Și iată, așa mi se pare că mult mai bine vor sta ceaiurile. Compact și frumos aranjate. Pe data de 9 mai e ziua? Europei. Ziua Europei și cu ocazia asta Cecilia a făcut la școală, iată așa ceva. Rețeta mea pentru pace. 2 căni de prietenie, 3 pătrimi de căni de înțelegere, 2 linguri de ascultare, 1 linguriță de respect, 1 praf de bunătate. Coaceți la 350 de grade pentru perioada delicioasă de pace. Iată rețeta pentru pace și aici ați desenat porumbelul păcii, da? Okay. Foarte frumos. Dar rețeta pentru pace mi-a plăcut foarte mult. Da, mami, am scos de la congelator pămușoare, am afine, am agri și am muri, mai am coacăză, coacăză roșie, coacăză neagră, zmeură și piersici și căpșuni și o să pun să fac un compot. Trebuie să eliberez congelatorul pentru că deja o să iasă fructele, pămușoarele noi. Da. Am ieșit cu Lia un pic afară, astăzi este sâmbătă și... Lia, uite, na iarbă. Vreau să fac încheierea vlogului și să vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Lia pleacă. Nu știu ce am reușit să filmez, dar din ce am reușit, sper să vă placă. Din câte mi-amintesc, toată săptămâna a fost mai mult cu plimbări. Dar asta e. Da. Ne revedem și ne reauzim la un nou vlog. Pa, pa!